Spuneți-ne, vă rog, numele dumneavoastră de familie și prenumele. Familia mea e Genea și mă cheamă Gheorghe și tot al lui Gheorghe, Gheorghe Gheorghevici. Din ce an, mătaie, ești? Din 23, 1923, la 16 februarie. Dar unde te-ai născut, măta? Născut în Cazanjic, aici, în satul ăsta. Numai nu în casa asta, asta e făcută de mine, dar părinților aici s-a mai răschit una. În Cazanjic, aici, înainte de război, erau evrei? Înainte de război era numai pe drum. Un evreu avea familie, îl chema Iancu, pe femeie îl chema Șeina, pe băiet cel mai mare îl chema Meier, al doilea Iosub îl chema și avea două fete, pe una o chema Ana, dar pe una o chema Rivka. Și când a venit războiul din România, a ajuns pe teritoriul nostru, a venit un grup de români și l-a luat pe Moș Iancu și pe mădama Șeina și i-a dus aici de la deal de sat și i-a împușcat pe amândoi. Dar ei erau oameni gospodari, aveau animale, făceau agricultură, aveau și o bucăție de dugeană. Și pe fetele cele le-a luat un grup de români, o 20 români, și le-a dus în Herman, era scârte cu paie și-a bătut joc de dânsele. Și dem ne uitam și el răcne și ei se de cu armele, dacă gândești că s-o împuști și-a bătut joc de dânsele. Să nu dea Dumnezeu să ai de-a face cu proști. Și pe urmă pe dânsele le-a luat fetele celea, și pe băieți ceilalți care mai era și i-au dus la un sat Sărătieni, de la noi 12 km până la Sărătieni. Și acolo i-au împușcat fașetiță. Dar erau oameni muncitori, măcar că erau evrei, dar erau muncitori, țărani, adevărați. Avea vacă, avea cai, avea oi, avea mai scurt oameni gospodari. Dar deși i-au împușcat, numai Dumnezeu știe. Dar ce să le faci? Dar când au venit românii în sat? Când au venit românii în sat? Asta în 41, fafiriți. Când s-a stănit războiul, s-au participat, au venit până aici. Când au ajuns de-a frontul, soldați, ne întreba pe noi, mă băieți, mai ia departe până la Moscova. Aveau nevoie de Moscova. Dar cât e de la Prut? 16 km de la Prut până la noi, dar până la Moscova de la noi 3.000 de km. Dar dacă ei nu știe, eu nu... Și în sat, atunci când au venit românii, ce își povestiți dumneavoastră? S-a întâmplat în primele zile sau s-a întâmplat mai târziu? Cum a apărut, cum i-a prins, i-a dus pe cei bătrâni și i-a împușcat și pe cei i-a bătut joc de și i-a luat, i-a dus la Sărătieni. I-a strâns acolo la Sărătieni și i-a împușcat. Mata, ai văzut cum pe bătrâni i-a împușcat? Singur ai văzut? Eu am văzut când i-a luat de aici. Din casă? Din casă și i-a dus cu arma de urmă și când a ajuns de la sat 500 de metri, hai de un kilometru, i-a împușcat și gata. Și i-a îngropat unul, Gheorghe Oloinic și Ghiț Suianu. Era, din sat, din oameni. Sat oamenii s-au dus, mă rog, de mă era cald și nu-i mănânci zierni fața pământului, s-a făcut un tranșeu de o jumătate de metru și i-a pus acolo și i-a dat zierni deasupra, fără să crii, fără nică. Dar mă, ai mers din urmă ca să vezi când i-a împușcat? Ai văzut cum i-a împușcat? Nu m-am dus din urma lor, m-am temut, dar din trânș s-a dus care... I-a dus, i-a pus-o cuprins și o tras cu arma între și i-a împușcat. Da, ai auzit împușcături? Păi da, de aici și până acolo, în kilometru, nu s-a mai auzit împușcătură. De la cine ai auzit? Cine ți-a povestit pe urmă că i-a împușcat pe dânșii? Da. Da, ți-aduci aminte cine anume ți-a povestit, Matale?
povestit oamenii ăștia care i-au îngropat, cu Gheorghe Oloenic și cu Ghițuianu. Povesteau cum i-au mormântat. Dar mă, t-ai văzut când i-au scos din casă, da? Din casă am văzut când i-au scos. I-au scos pe moșneagă, i-au scos și baba, că dacă trăiem aici, ușă de ușă, înțelegi? Și mama se duce la dânsa, e venit la mama, ba un borș, ba un stăteu de vorbă, erau cam de-o seamă. Și ea că așa-i fa fetița. Dar câți soldați i-au scos din casă pe dânșii? Unu. Un singur soldat? Un soldat a scos cu armă și ieși afară. Ieși afară. Nu ieșit moșneagul afară, ieșit și baba și i-a luat și i-a dus strada asta la deal și spun că i-a împușcat de la deal, de sat aici. Dar ei cu dânșii aveau ceva lucruri când i-a scos din casă? Cine? Evreii. Evreii n-au ieșit cu sufletul, numai așa cum e el. A ieșit și s-a dus și a fost bun duș. Dar fete, le-au scos din casă tot atunci sau mai... Fetele, cum au venit grupul și al de soldați, vreo 20 de soldați români, cu arme, cu tăți, le-au scos și le-au dus în Herman, erau scârțe de paie, de, nu ca amu. Erau scârțe de paie și la paie, și acolo și-au pătut joc de dânsele. Una era măritată, Ana, dar Rivka era fată mare. Dar ce să le faci? Și fetele au scos după ce părinții lor au fost scoși din casă sau înainte? Părinții i-au luat, i-au dus, pe dânsele i-au luat, i-au dus în Herman și-au bătut joc de dânsele. Dar asta în aceeași zi sau în altă zi? A? În aceeași zi? Într aceeași zi. Într aceeași zi au terminat povestea. Și mata, videi fetele... Cum să nu văd pe copil dacă eram pe... lângă gardul lor acolo. Și auzei fetele spunând ceva? Auzei... Fetele răcneau și ei își băteau joc dânsele. Mă înțelegi? Și sădeau un țăgan cu armă și dacă se mișca, o împușca. Și ei trebuie de nevoie să dea. Ei, să nu dea Dumnezeu, să mai vadă nimeni ce am văzut. Dar cu băieții și s-a întâmplat? Băiețe, unul l-am ascuns într-un sărai la noi, pe Meier. Voi l-ați ascuns? Da, noi l-am ascuns, am văzut și-i treaba și l-am dat la dos. Dar pe Iosob, Ana și Rivka și femeia lui Iosob, i-a luat și i-a dus la Sărătieni și acolo i-a împușcat puteți la Sărătieni. De la noi, 12 km până la Sărătieni. Ce s-a întâmplat cu Meier, care l-ați ascuns cu în casă? Cu Meier? Ce s-a întâmplat? O scăpat, o trecut frontul, s-a liniștit treaba și de-am unui mei împușca. Dar el era croitor, s-a ocupat croitorie, coțe. Și după aceea au făcut o prostie, de-am venit să rușă el. O adus-o în cumnata în eu niște jite de la Sărata Noului, erau scăpate în popșoi și le-au adus, dar eu eram la fermă, la vedus fermă. Și ne le-au dat niei împrinire, 12 capte. Și eu le-am dat împrinire la scotnici cei care îi avem eu. Și el noaptea s-a dus și-a luat o vacă de cele și-a dus-o într-un sat Mingiri. De la noi, știu, o 10 km sau mai mult de 10. Și-au vândut-o acolo. Și de unde până unde s-au aflat. Și m-au purtat pe mine pe drumuri, pe la Leovă, pe la Meliții, pe la... Și nu vrei să spui. Și eu legat o fișă de mână, un cablu, înțelegi? Și-a pus în rezetă de azi care de telefon. Un vârtit de vodou, ori l-a trântit și a spus tăt, cum a luat-o și ce-a făcut și l-a luat la pușcărie, dar ce-a mai făcut însă nu știu, că el era un mare față de mine. El era careva de 50-60 de ani.
Da, atunci cât timp l-ați ascuns în casa voastră? A? Cât timp l-ați ținut ascuns în casa voastră? L-am ținut vreo două zile. Păi s-a trecut frontul. Și pe urmă s-a ieșit, nu zice nimeni. Și pe urmă o trăit în sat? O trăit în sat aici. Da, aici în sat, pe urmă, era români, era poliție, era jandarmi? Era de organizată lege română. Așa. Primării, precepții și aveau ei de gând, era tot pus stabil. Și nimeni nu i-a făcut nimic pe urmă? Nu, după aceea nu l-a mai trebuit nimeni. Dar lumea știe că el e evreu? Știu? Știu că el e evreu. Știu că e evreu. Numai el a rămas evreu în Cazanzis. Unul singur. Dar în Leova, în Iergăra, mai erau evrei, mai mulți. Pe ce nu i-au prins sub rezistența frontului. O, Doamne, o. Și-o trăit în sat până la sfârșitul războiului. O trăit în sat și dacă l-a picat la pușcărie cu vaca aceea, nu a mai venit. S-a mântuit. Unde l-a dus, ce-a făcut. Am vrut să întreb. Ai văzut, mă, ta, pe urmă, cum i-au dus pe ceilalți, pe fete, pe Iosif? Cine-i spus? Ai văzut cum i-au dus? Am văzut, i-au luat din urmă cu o armă și i-au dus pe jos. Și ne-am dus o băcată după adânci, pe urmă ne-am întors înapoi. Câți soldați îi dușeau pe dânșii? Pe aceștia, pe al de Iosif? Da, da, da. Vreo patru. Și erau înarmați? Erau înarmați cu automate, cu pușcă. Și eu dus, am un cumnat, avem un cumnat la Țărătenie, mă-i mort. Și așa l-a ne-a povestit. Era frate cu femeia mea. Păi și eu adus bădiță de pe unde eu strâns și eu pus pe o fățare acolo, pe un teren așa drept, și-o pus niște mitraliere și eu împușcat, puteți. El a văzut singur? Sigur că a văzut, dacă el era din Sărătieni. Nu el din sat, dar era căsătorit cu o femeie din Sărătieni și acolo trăie. Și pe dânsii când îi mânau, când i-au dus aceia patru soldați, oamenii ăștia, familia asta de evrei, aveau cu dânsii careva bagaje, lucruri? N-aveau nică fac coptilă. Tot a rămas așa, înțelegi? Tot așa. Și care au fost refugiați din Leova, veniți în Cazanzic, prieteni, cunoscuți, mai în scurt diferite. O venit cu bagaj, și bagajul a rămas aici, la Cazanzic. Să înțeleg că s-au refugiat aici oameni? Da. Evrei? Evrei și oameni moldoveni, tot din Leova, dacă acolo băte, rușul băte de aici, de românii băte dincolo și erau sub bombe. Și-au fugit ghețul oameni. Cine nu fuge de moarte? Dar pe urmă cu aceștia care refugiați și s-a întâmplat cu dânșii? Dacă a trecut frontul, i-o mâna pe rușă încolo, ei s-au retras înapoi la locul lor. La Leova, la Iergăra, la unde erau ei. Dar evrei care erau și evrei printre dânșii? Erau evrei tăți la coptelă. Care și s-a dus singur, a plecat sau i-a luat cineva? Cum? Aiștia refugiați. Erau evrei sau moldoveni? Evrei. Și-au venit singuri? Au venit în Cazanzic aici ca să nu... au fugit din război. Și dacă a trecut frontul încolo de la noi, ei s-au dus înapoi acasă. Și-au luat bagajul, s-au dus. La noi au fost, la mine chiar, în gospodăria mea, au fost niște oameni, dar nu evrei, moldoveni, din om cu familie, cu copticul, și dacă era în timpul verii, trăiau într-un hambar cu familie, cu tot. Și după aceea s-a terminat focul ăsta, ei s-au dus acasă. Apoi au trecut încolo, când s-au întors înapoi, de-am o dovedit rușă. O fugit acasă
Și altceva și pot să vă mai spun. Ce s-a întâmplat cu lucrurile la vecinii voștri evrei? Eu nu am fac o pchilă tăte, înțelegi? Care, cum s-a îndreptat, s-a dus, s-a luat. Și avea rufii de agricole de este. Le-a luat. Cine le-a luat? Ha? Cine le-a luat? Cazanienii noștri. Cine le-a luat? Cine pizuie din altă parte, ei de aici. Și mă, ai văzut cum oamenii luau de pe-n casă? Am văzut, dar eu nu m-am... Nici nu avem nevoie, dar nici nu m-am dus să iau rufa cu ea. Noi am trăit ca aici vecini, ca frate. Vine la tata, vine la mama, oamenii. Dacă avea nevoie de un ban, ori tata, ori el, se împrumutau șala de la șala, fășele de din înapoi. Au fost foarte de treabă evrei. Dar dacă e o ticată în păcat, ce să faci? Mă știi, mă, și despre alte cazuri când și alți oameni, populație civilă, au suferit în timpul războiului, că au fost persecutați și alții? Au fost, să nu mai dea Dumnezeu. Era un prost și avea o șeșere. Știi ce înseamnă șeșere? Și o evreic stătea la pod aici. Și avea o brusletă de aur pe mână. Și o dat cu secere și ieși, eu tăiet mâna la gheata și mie. Și eu luat brusleta și de aur. Dar nu s-a înțeles nici din trânsul nici. Copchii și-o avut pierduță, el s-o pierduță. Dar când s-a întâmplat asta? Hmm? Când s-a întâmplat asta? Înainte de a veni armata română sau după? Până au venit românii, atunci au făcut tot prostiile astea. Când au venit românii, au ajuns românii la noi, toate prostiile s-au făcut aici. Înseamnă că omul și ala au făcut lucrul ăsta în aceeași zi? Ha? S-a întâmplat asta în aceeași zi când au venit românii, sau mai devreme sau mai târziu? Când au venit românii, fac copțile. Când au venit românii, când au venit frontul român, toate prostiile astea s-au făcut. Mă, ta pe omul ăsta îl știei? Îl știem că era de o seamă cu mine, prost și ala. Cum era familia lui? Familia lui Stancă, Ion Nicolaevic. Dar femeia cine era, evreică? Dar și nu știi, dacă erau refugiați. Eu îi cunoștem din Leova, de unde erau ei, venite la noi aici. Dar, mata, cum știi despre cazul ăsta? Și de unde știi despre întâmplarea asta? Care? Cu femeia și cu care i-a tăiat mâna. Cu... Dacă eram la pod aici cu un grup de tineri, de băieți. Și, mata, ai văzut asta? Am văzut, fac copilă, fac. Cum o dat cu șeșere și o tăie mâna și o luat brusleta de pe mână. La evrei, ca și de la și distanță ai văzut? Cât de departe erai, măta? Cât de departe erai, măta, de dânșei? Eram alături, ia fac 8 kg, să dăm tăt la... Femeia cam de ce vârstă era? A, care i-a tăiat mâna? Aș avut o 30 de ani. Sau mai mult, dar... Și de... Trebuie să-i s-o claseze atunci și câți ani are, de unde și... Era plin satul, nu numai din Leova, dar din Sirma și din, cum ai mai zis, din sate, din Malul Prutul, au fugit tăți. Dacă ăștia băteau de aici, ăștia băteau de dincolo. Și după ce a luat el brățara asta de aur, femeia și s-a întâmplat cu dânsa? S-a dus răcnind în sat încolo. Era la un prieten refugiat și avea bagaj acolo, s-a dus acolo la... Cred că acolo au pansat-o, cine știe ce i-a făcut. Știi la cine s-a dus? Îți amintești cine erau oamenii și la care femeia stătea? Novitski Sandu Grigorievici. Novitski. Novitski familia și Sandu îl chema pe dânsul.
Și după tată Grigoriu. Și femeia venise la dâns și stăie. Evreica venită din Lova la dâns și erau prieteni. Și aici avea o leacă de Dugheană, unde e noviște ăsta. Da, băietul ăsta care o tăiat mâna, ce-a făcut el mai departe? Ce-a făcut mai departe? Eu tăiat mâna, o luat brusleta așa de aur și-a fugit. El un fel de țigan. Dar era din sat de la voi? Natele lor sunt un fel de țigani. O fugit, s-a dus acasă, a fost bun dus. Și nu s-a înțeles nici din familie lui. S-a căsătorit, a avut copii, una altă și nu s-a înțeles nici. Tot s-a dus, a murit. După asta nu a avut probleme pe timpul puterii sovietice? Cine trebuie să aibă probleme dacă a venit legea română și au făcut primărie, au făcut preșepții, au făcut de asta organizații de miliție, șef de post, cum îi zicea atunci. Nu s-a interesat nimeni de lucrul ăsta. Și nici sovietici când au venit. Când au venit rușii, tot nu s-a interesat nimeni de asta. Nici când au venit rușii, nu s-a interesat, nici când au fost români. Ai mai văzut și alte cazuri? Ha? Matai, mai văzut și alte cazuri? Și cazuri puteți mai vede. Întâmplări cu evrei ceva? Ai mai văzut și alte? Dacă eu lua fetițe de la noi și eu m-am dus după adâns să-i văd și fac ei, eu luat, au fost buni luați. Care au rămas, s-au retras în Liova, în Iergarad, unde erau veniți, s-au dus oameni pe acasă, pe la dâns. S-au întâmplat și cazuri cu moldovenii ceva în timpul războiului? Se persecutau și pe dânsi, știi, Mataș, asemenea cazuri sau nu? Românii, după ce au trecut frontul de la noi, în partea asta, au venit un grup de români cu niște evrei, pe care i-au găsit în sat, i-au luat și împușcat pe tăți. Înțelegi? Românii cu evreii care erau în relație. Când asta? În 41 fac copțile, fa. În 41. Era un șoban și era gheboș. Știi ce înseamnă om gheboș? Era și tațu, era și un băie de 15 ani la tot, la animalele cele, la oi. 16 oameni au găsit pteță, au luat și au dus de Iergăra mai la deal și au împușcat pteță, într-o oră pe acolo. Pentru ce? Pentru ce? Pe tata meu l-au împușcat. Tata meu. Tata meu avea 60 de ani. A fost pe front în 14. S-a terminat războiul din 14, în 17 s-a strânit iar. Și iar a fost front și am luat împușcat nevinovat pe tata meu. Asta s-a întâmplat în 1941? Da. Cât timp după și eu strâns pe evrei? Sau înainte? Sau după? După. După și eu strâns după pe evrei? După s-a terminat cu evrei, eu strâns care eu găsesc. Cât timp a trecut după asta? Vreo două săptămâni după da. Asta. Au venit altă echipă de români sau așa? Au venit chiar toată România a venit. Armata și populații. Și acolo de-amă veneau toți. Care era preșeptori, care era notari, care era primari, care era jandari, care era fel de fel. Bun. Și ai spus, mă, dacă a venit cu un grup de evrei? A? Ai spus, mă, dacă a venit cu un grup de evrei? Românii, ai spus că a venit cu un grup de evrei? Da, după aia s-au venit românii cu un grup de evrei și eu strâns din sat aici care i-au găsit și i-au dus. Dar evreii și ei erau militari sau civili? Civili. Dar de unde știi că erau evrei? Iată, vecinul de lângă mine de aici a scăpat, nu l-a găsit, s-a ascuns. Și a spus el, a venit
și l-a luat pe tatăl, l-a luat pe Oluenic, l-a luat pe... cum le mai zice, mai i-am și uitat, decât... Dar un copil era tot la oile și alea. Aveva 12 ani, speciala l-a luat și-a împușcat. De la Baiuș, unul odihnă, l-a luat speciala. De la Rădeș erau veniți în sat aici, tot refugiați. Care i-o prins, i-o luat tot și-o duce împușcat la deal Iergăra, într-o râpă acolo. Dar de unde știeți că așa erau și evrei printre dânsi și cu românii ăștia care au venit? De unde știeți? O anunța moșul care e lângă noi. El îi cunoște care e evreu, care e... Vecinul ăsta v-a spus, da. Că erau și evrei cu dânsi. Evrei erau cu dânsi. Evrei era civil, dar așa era armată. Și care i-o găsit, i-o pus în mașină și i-o dus de la deal de Iergăra, într-o râpă acolo și i-o împușcat. După 2 săptămâni l-am adus pe tata acasă, s-o anunțat cu tare râpă, sunt atâția morți. Când ne-am dus, l-am găsit acolo pe ghetul tata, l-am adus acasă, l-am mormântat. La unul tânăr de la Baiuș, odihnă, îi spune. Și jăle fac copil, o mai fost să nu mai zic nici. Dar când l-a arestat pe tatăl, erați acasă sau nu? Eu eram refugiat la Șilipieni. Eu cu mama în alt sat. De aici până la Șilipieni sunt 16 km. Și tatăl rămăsese acasă? Tatăl a rămas acasă, a zis că eu nu mă duc nicăieri, eu știu și rusesc, știu și românesc, știu și... El a învățat școală rusească la Nicolae, la împăratul Nicolae. Nu mă duc nicăieri. O scos-o în butoi și l-a pus la colț casă și a turnat apă între râns, la cază întâmplător de pojar, stângă. Și... nu știți de ce i-a arestat anume pe oamenii ăștia care ați spus că 16 oameni ai spus da. Că arest. Știți cumva de ce i-a arestat sau de ce i-a împușcat? Aici evreii s-au motivat că din cauza lor au ieșit pe dânși. Dar și-au avut poporul moldovenesc, poporul român. Așa erau cu legea lor, noi eram cu legea noastră, dar drept că eram sub rezistența lor, sub rezistența română. Și dacă rușii, eu în 40, eu trecut Prutul, ei s-au răsculat, au venit înapoi. Dar noi eram sub rezistența rusă, nu eram cu românii. Și pe urmă, dacă au trecut încolo, au dovedit, pe urmă iar s-au întors înapoi. Cum s-a dus așa, s-a întors înapoi. Dar tatăl matale și-a lucrat? Tatăl meu era un om gospodar, un plugar. Avea 6 băieți. Dar în 1940, în 41, până a venit românii, el și lucra? Era, avea pământul lui propriu și era proprietar. El nu era în politică, nu era nică. Și ăsta băieți au avut ghetul, tata Dumnezeu să-l ierte. Și pe 4 dovedit i-a însurat. S-a însurat, le dădea pământ, le dădea căruțe, le dădea cai, le dădea boi, le măricare și ce vrei. Când ați găsit pe tatăl mătale, când l-ai găsit acolo, unde era pe deal, avea gloanță, era împușcat? Cum l-a pălit o tras de la spate, cum l-a pălit în schenare, cheptul era zvârlit. Și i-a pus într-o râpă și le-a dat o leacă de țernă pe dânsă și-a dat un șoban pe dânsă. Și care au chicat mai la umizeală să cunoște, dar care au chicat mai la uscat, era putră de mult. O văzut cineva din sătieni cum i-a împușcat pe dânșii? O văzut cineva cum i-a împușcat pe dânșii? Fost... Nu s-au văzut, ori nu au văzut, dar au dat un șoban cu oile îmblate acolo și când i-a început a hămăi, s-au
S-a dus să vadă și ei acolo. Când s-a dus, au văzut oameni împușcați acolo. Și-au anunțat, ne-am dus, l-am găsit, l-am luat pe ghet, tata l-am adus acasă. Da, vecinul Matale a văzut când tatăl a fost luat din casă? Da. Moș Vasile Gribinșai. Era om bătrân, om în stare. Și-a văzut când l-a venit și l-a luat pe tata, l-a suit în mașină. Și cine a spus că a venit și l-a luat pe dânsul? Cine a venit și l-a luat pe dânsul? Pe tatăl Matale. Românii și cu evreii și ei. Mai știi și alte cazuri ce s-au întâmplat cu populația civilă care a suferit în timpul războiului? Și pot să vă spun, fafetiță, nu pot să amăjesc și nici nu mă stărui. Eu sunt om bătrân, sunt om în tătă mintea, nu minte de copil. Și pot să vă spun, front, azi ești, mâine nu ești. Da.